CSM Dunărea Giurgiu merge la București pentru o nouă etapă a diviziei B de handbal masculin. Se vor disputa, ca de obicei, câte două partide în aceeași zi, iar giurgiuvenii noștri sunt hotărâți să se întoarcă cu două victorii, chiar dacă va fi dificil. Suntem pregătiți, vrem să facem un joc bun, să oferim publicului un spectacol de calitate și să venim bucuroși acasă, să vă bucurăm și pe dumneavoastră. Echipa noastră va întâlni în primul meci pe CSS 3 Steaua Dia, iar mai apoi se vor confrunta cu Aversa NRG. Giurgiuvenii au multe meciuri restante, dar în etapa trecută s-au întors victorioși din ambele meciuri, iar în acest moment aceștia au ajuns la 5 victorii din 7 meciuri.